Uniunea Europeană, din care face parte și România, a decis ruperea unor relații comerciale cu Rusia ca sancțiune la acțiunile militare din Ucraina. În perspectivă, se discută foarte serios și despre sistarea importurilor de energie din Rusia, fiind propuse mai multe alternative. În prezent, țările din Uniunea Europeană depind într-un grad ridicat de importurile din Rusia, dar România este într-o situație fericită, putând să își asigure independența energetică într-un timp scurt, cu condiția să se ia unele măsuri înțelepte, una dintre acestea fiind reducerea birocrației. Că în România trebuie să fim extrem de înțelepți în două direcții. În primul rând, să asigurăm demararea cât mai urgentă a investițiilor din PNRR, pentru că acestea vin cu fonduri europene care să asigure resursele pentru investiții. În al doilea rând, să fim cât mai înțelepți în ceea ce privește legislația, să aducem legislație care în sfârșit să reducă birocrația, care să clarifice perspectivele în domeniul energiei în România, și în acest sens trebuie să spun că țara noastră se află într-o situație extrem de favorabilă, pentru că este una din puținele țări membre ale Uniunii Europene care pot pe termen scurt spre mediu să obțină independența energetică. Asta înseamnă, pe de o parte, clarificare legislativă, pe de altă parte, investiții eficiente și păstrarea încrederii în mediului de afaceri în România ca destinație a investițiilor. Europarlamentarul hunedorean PPE-UDMR Iuliu Winkler crede că la independența energetică a României ar putea contribui și cărbunele extras din Valea Jiului. Winkler a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Deva, că minele din Valea Jiului se pot dezvolta prin adoptarea unor măsuri tehnice eficiente și nu prin decizii politice. Eu cred că pentru a discuta despre cărbunele din Valea Jiului și viitorul mineritului de huilă din Valea Jiului, trebuie să luăm în considerare acele date tehnice care să ne arate o perspectivă a acestui minerit. Cred că nu prin declarații politice, ci prin acțiuni concrete se poate discuta despre viitorul mineritului în Valea Jiului, în condițiile în care se efectuează investiții, în condițiile în care termocentrala de la Paroșeni își continuă activitatea și în condițiile în care huila din Valea Jiului își găsește un loc stabil în mixul energetic al României. Deci vorbim mai degrabă despre decizii fundamentate tehnic și tehnologic și mai puțin despre decizii strict politice. Mai multe pe această temă, dar și despre alte subiecte interesante puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Iuliu Winkler, europarlamentar PPE-UDMR de Hunedoara.